Se fac pregătiri pentru asigurarea din timp a dozelor de vaccin. Reprezentanții guvernului și cei ai companiilor farmaceutice au convenit ca încheierea acordurilor cadru pentru achiziționarea de vaccinuri să se facă pentru perioade cuprinse între 2 și 4 ani. Această procedură va asigura predictibilitate și va permite preîntâmpinarea crizelor în asigurarea dozelor necesare. Încheierea acestor acorduri cadru va oferi aprovizionarea continuă și la timp cu doze de vaccin, asigurarea unor stocuri de rezervă la nivelul autorităților, la care să se poată apela în caz de urgență, precum și predictibilitatea producătorilor. Ministrul Sănătății anunța că va iniția în perioada imediat următoare procedura de licitație pentru vaccinul rujeolic, ROR, pentru perioada 2018-2019, urmând ca necesarul pentru anul curent să fie achiziționat până la mijlocul lunii iulie, prin procedură de urgență. În ceea ce privește pregătirea campaniei de vaccinare antigripală 2017-2018, la nivelul Comitetului Interministerial s-a stabilit ca Institutul de Sănătate Publică va informa de urgență Ministerul Sănătății cu privire la necesarul de vaccinuri după consultarea medicilor de familie.